capitolul 3, citim de la versetul 1 la versetul 9. Prea iubiților, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci și de porunca Domnului și Mântuitorului nostru dată prin apostolii voștri. Înainte de toate, să știți că în zilele din urmă vor veni batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice: unde este făgăduința venirii Lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Căci în adins se fac că nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei, și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înnecate de apă. Iar cerurile și pământul de acum sunt păzite și păstrate prin același cuvânt pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți. Dar, prea iubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani sunt ca o zi. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Amin, amin. Ocupați locul, vă rog. Slăvim și binecuvântăm pe Domnul pentru întâlnirea aceasta numită Cortul Întâlnirii, unde cel mai important lucru este întâlnirea cu Domnul și abia apoi întâlnirea noastră unii cu alții. Ne bucurăm să vă vedem din nou după un an de zile și bucuria noastră este cu atât mai mare cu cât de data aceasta nu suntem singuri, ci împreună cu noi avem prietenii noștri și chiar mai mult aș zice prietenii noștri de suflet, care sunt ca familia noastră duhovnicească, și aici sigur că mă refer la familia Moise, mă refer la pastorul Bobby Moise, mă refer la băiatul dânsului Daniel și la nepotul dânsului, la Cristian, care au venit din Statele Unite, din California. Apoi cu noi avem marea bucurie să fie și familia Borxa, fratele Imre împreună cu soția dânsului, cu Laura, care poartă tot numele Moise, nume de fată. Am cunoscut pe fratele Moise. Am fost la dânsul împreună cu Babi și cunosc inima dânsului înainte de a pleca la Domnul. Dânsul a pornit peste 50 de ani în urmă lucrarea de aici, cu greutățile de atunci, cu persecuțiile de atunci, cu încercările de atunci, cu necazurile de atunci. A primit botezul de la fratele Răscol, Victor Răscol, un alt mare pionier al credinței, care a suferit și a făcut temniță pentru credință. Și ce se întâmplă astăzi aici este datorită rugăciunilor lor și suferințelor lor. Aleluia! Avem bucuria să-i avem împreună, pentru că în California am slujit 17 ani împreună și am fost alături de dânsii și dânsii au fost alături de mine
și nu greșesc deloc când spun că sunt familia mea de suflet. Și nu în ultimul rând, e bucuria noastră să fie cu noi și un alt prieten de suflet, aproape ca un fiu duhovnicesc, aș zice, dar îl numesc prieten de suflet, profesor de Nou Testament la ITP. Este vorba de fratele Dumitru Piscuc, venit de la București și care ne vizitează adesea în Statele Unite, și el este parte din familia noastră de suflet, cum o numesc. Vreau să știți că și dumneavoastră aici la Slobozia Bradului, în inima lui Dumnezeu și în inima noastră, sunteți familia de suflet, familia de credință, familia Domnului Iisus Hristos. Aleluia! Aleluia! Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Ne bucurăm mult de vizita pe care putem să vă facem și vă aducem salutări din Statele Unite. Noi acum slujim în Tennessee. E un stat undeva pe la mijlocul Americii, puțin mai jos, mai în sud, numit Tennessee, și orașul Nashville. Acolo este o biserică, se numește Biserica Bethel. Vă aducem salutări din partea Bisericii Bethel, din partea fraților, a surorilor, a comunității, și încă o dată un cuvânt de apreciere pentru păstorii dumneavoastră, pentru păstorii celor patru comunități care în aceste zile se pot uni împreună și pot lucra împreună, dar nu numai pentru patru zile, ci ne rugăm ca pentru totdeauna Dumnezeu să pună unitatea și dragostea Lui și Duhul Lui peste dumneavoastră fiecare. Și mulțumim Domnului pentru fratele Merlin, pentru dragostea dânsului, pentru jertfa dânsului și pentru predica pe care o predică. Toate predicile care le auziți aici astăzi și în zilele următoare nu se compară cu predica reală, practică, pe care o predică cel care în mod practic, în mod real, cu viața, cu fapta, aceea este predica adevărată, aceea este predica puternică, predica ce poate rămâne. Aș dori să împărtășesc cu dumneavoastră în seara aceasta din cuvântul Domnului, înțelegând că acesta este cuvântul pentru întâlnirea dumneavoastră. 2 Petru, capitolul 3, versetul 9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Vedeți, în biserica primară, prea iubiți frați și surori, era o tensiune, ca să nu numesc criză, dar o tensiune, o stare de așteptare, o tensiune. Și această tensiune era dată de cel puțin trei lucruri. Prima dată era o problemă din afară. Biserica se confrunta cu foarte multă persecuție, cu foarte multă suferință din cauza credinței în Domnul Iisus și care venea din afară, din Imperiul Roman, din partea evreilor, din partea romanilor, din partea grecilor, din partea celor necredincioși. Apoi mai era o problemă dinăuntru, și această problemă era problema iudaizatorilor, a evreilor încreștinați, dar care spuneau că pe lângă credința în Domnul Hristos mai trebuie să te tai împrejur, mai trebuie să ții sabatul, mai trebuie să ții anumite legi, rituale de dietă și așa mai departe. Și biserica a fost chiar pe punctul să se rupă. S-au întâlnit, spune Fapte 15, la un consiliu și Dumnezeu i-a luminat și i-a
îndreptat ca să nu se rupă. Dar mai era un motiv, al treilea, și acesta era mult mai profund, mult mai adânc, și anume, de ce întârzie Domnul? Prima generație de creștini a trăit cu credința că Domnul vine în timpul generației lor. Apostolul Pavel spune celor din Tesalonic, noi, cei care vom fi rămași, vom fi schimbați la clipeala ochiului. Ei trăiau cu această speranță, cu această credință, cu această așteptare. Venirea Domnului va fi în timpul generației lor. Și în tensiunea aceasta a celor trei puncte de tensiune și de presiune, cum le-am spus, Apostolul Petru scrie bisericii, scrie creștinilor și le spune așa, trebuie întâi de toate, prea iubiților, să aveți o privire foarte bine ancorată în Scriptură, în Cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Vreau să vă aduc aminte de tot ce au spus prorocii Vechiului Testament, de tot ce a spus Domnul Iisus Hristos și de tot ce au spus apostolii voștri. Deci este oarecum această privire în trecut, ancorată foarte bine în Scripturi. Apoi Petru spune, trebuie să mai aveți o privire foarte bine ancorată în prezent, și anume trebuie să priviți cu atenție în jurul vostru și să aveți habar de ce se întâmplă în jurul vostru, să aveți habar de lumea în care trăiți, să vă dați seama, să înțelegeți problemele cu care se confruntă viața de azi, lumea de azi. Să știți că mai înainte de toate vor veni batjocoritori. Și batjocoritorii aceștia vor trăi în poftele lor. Batjocoritorii aceștia își vor bate joc de familie. Batjocoritorii aceștia vor vrea să desfințeze genul ființei umane cu care Dumnezeu l-a înzestrat. Batjocoritorii aceștia vor încerca să schimbe lumea aceasta cu toată baza ei de credință în Hristos. E lumea pe care o trăim astăzi, e vremea pe care o trăim astăzi și trebuie să înțelegem, să privim în jur și să înțelegem în ce lume trăim. Să nu fim naivi și să nu fim ușor de manipulat și să nu fim oameni care nu înțeleg vremurile și care nu înțeleg soroacele. În 1 Cronici, capitolul 12, versetul 32, se vorbește acolo despre seminția lui Isahar, despre fiii lui Isahar, că înțelegeau vremurile, că aveau darul să înțeleagă vremurile și știau ce trebuie să facă Israel. Biserica lui Hristos, botezată cu Duhul Sfânt, cu atât mai mult înțelege vremurile și știe ce trebuie să facă poporul lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu, copiii lui Dumnezeu. Trebuie să avem această privire în jur. Și Apostolul Petru nu folosește decât două argumente, argumentul creației și argumentul potopului. Spune ei se facă, nu știu că lumea a fost creată la cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul scoasă din apă, dar a și pierit, se referea aici la Noe și la potopul lui Noe, că a pierit prin apă. Dar și lumea de azi, adică lumea noastră, spune Petru, e păstrată pentru judecata lui Dumnezeu și va pieri prin foc. Ce fel de oameni ar trebui să fiți voi știind toate acestea?
adică să înțelegeți vremurile, să înțelegeți soroacele, să înțelegeți pulsul voii lui Dumnezeu și a planului lui Dumnezeu. E privirea în jur care trebuie să o avem ancorată foarte bine în tot ce promite și în tot ce vorbește Dumnezeu. Și apoi la chestiunea timpului, eu nu fac decât o incursiune așa rapidă prin cele trei vederi. Vederea în trecut, vederea în prezent. Petru spune, nu vă lăsați amăgiți, pentru că la Dumnezeu timpul nu e ca la oameni. Nu e liniar și nu curge așa de la infinit la plus infinit. Nu, e mai degrabă ca o spirală. Și apoi spune Petru, zice, pentru Dumnezeu o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Deci Dumnezeu a zis acum 2 zile că vine. Și dacă întârzie în astea 2 zile, a treia zi cu siguranță va veni. Adică mileniul în care am intrat noi, noi am intrat deja în mileniul acesta al treilea. Și ne rugăm ca Domnul să vină în timpul generației noastre. Dar mai mult ne rugăm ca Domnul să ne găsească gata, să ne găsească pregătiți când vine Domnul. Pentru că batjocul al lor era că, de mult a trecut vremea și Domnul nu mai vine. Tu trebuie să veghezi în timpul străjii tale, în timpul generației tale, în timpul vieții tale, 40 de ani, 60 de ani, 80 de ani, atâta trebuie să veghezi. Nu e mult și Domnul vine înapoi. Domnul se întoarce pentru că Domnul își ține cuvântul său. A promis Dumnezeu că Fiul Său va veni și se va întrupa. Și a venit și s-a întrupat și s-a făcut om. A promis Dumnezeu că își va da de bunăvoie viața pentru noi și a murit răstignit pe crucea din dealul căpățânii, din Golgota. A promis că a treia zi va învia și a treia zi a înviat. Nu doar mormântul este gol, ci El este viu și la dreapta Tatălui. Și a promis că se întoarce și El cu adevărat se întoarce. Întrebarea care se pune, ești tu gata? Deci este privirea în trecut, ancorată în Scriptură, este privirea în jur, ancorată foarte bine în înțelegerea pe care Duhul Sfânt ți-o dă cu privire la vremurile care le trăim. Uitați-vă cât de coruptă e lumea, uitați-vă cât de stricată e lumea, uitați-vă ce încearcă diavolul să facă. Niciodată n-a fost asta, să încerce pe plan, vorbim de America, vorbim de Occident, dar vorbim și de Europa, vorbim și de România, pe toate planurile. La referendumul pentru familie, creștinii au ieșit la vot, dar n-a trecut votul acela, pentru că s-a încercat să se pună în Constituție ceea ce spune Scriptura. Familia este legământul dintre un bărbat și o femeie. Și astăzi diavolul încearcă să strice, să distrugă celula aceasta de bază a bisericii și a societății. Aceștia sunt batjocoritorii care au parada lor de mândrie, care își afișează nebuniile și poftele și rușinea și toate într-o lume atât de stricată, atât de căzută. Biserica trebuie să vadă și să înțeleagă vremurile și să fie ancorată în Hristos. Pentru că în al treilea rând e privirea înainte, e privirea în sus, e privirea în așteptarea Domnului Iisus Hristos, acelui care vine, care vine pe norii cerului, acelui care va veni, acelui care stă la ușă și bate, acelui care este aproape a Domnului nostru. Noi trebuie să fim gata să-L așteptăm. Dar acum permiteți-mi pe final partea de reflecție și de concentrare în versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ce înseamnă
această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu. Ce înseamnă că Dumnezeu a avut față de mine și față de tine îndelungă răbdare? Ce înseamnă? Înseamnă că Dumnezeu ne așteaptă la pocăință. Spunea fratele Merlin, aici la Slobozia Bradului și pretutindeni e nevoie de pocăința pocăiților. Eu m-am întors la Domnul într-o trezire spirituală la Oradea în anii 75, când acolo predica un om al lui Dumnezeu ca un vulcan, vorbea ca un vulcan, e vorba de pastorul baptist Liviu Olah. Știți cum a început trezirea la Oradea? A început cu pocăința pocăiților. Pocăiții au fost chemați la rugăciune, pocăiții au fost chemați să nu mai bârfească, pocăiții au fost chemați să nu mai bea, pocăiții au fost chemați să nu mai fure. A zis fratele Liviu, nu se poate trezire fără pocăința pocăiților. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu înseamnă pocăință. Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu ne așteaptă pe mine și pe tine și pe dumneata și pe fiecare din noi la pocăință. Fie că este vorba de chemarea celor din lume, fie că este vorba de chemarea celor dinăuntru. Și biserica e chemată la pocăință, adică pocăiții, așa zis, poate mulți numai cu numele, dar și cei din afară. Dacă ești aici, la cortul întâlnirii, dacă ești aici în seara aceasta, este tocmai pentru că Dumnezeu a avut față de tine îndelungă răbdare. În îndelunga Lui răbdare, Dumnezeu îți mai dă o șansă. În îndelunga Lui răbdare, Dumnezeu te așteaptă și are răbdare cu tine și încă lucrează la vasul inimii tale și vrea să facă un vas cum îi place Lui să-l facă. Aleluia! Moise era pe munte, primea de la Dumnezeu cuvintele lui Dumnezeu, primea de la Dumnezeu cele 10 porunci, cuvinte vii, spune diaconul Ștefan în 7:58. Cuvinte vii, el a primit de la Dumnezeu cuvinte vii, să ni le dea nouă. Și a stat acolo și Dumnezeu i-a dat 2 table de piatră, scrise și pe o parte și pe alta, scrise cu degetul lui Dumnezeu, erau cele 10 porunci. Niciodată până atunci nu s-a mai întâmplat așa ceva, adică să ai tu în mâinile tale aceste 2 pietre pe care Dumnezeu personal, Dumnezeu cu degetul Lui, a scris legile Lui. Și cobora de pe munte cu Iosua și în brațe cu cele 2 pietre scrise de însuși Dumnezeu. Ce moment glorios, ce moment unic, ce moment special să stai tu în prezența lui Dumnezeu și să primești de la Dumnezeu cele două pietre scrise de însuși mâna lui Dumnezeu. Și coboară de pe munte și când coboară de pe munte, ce vede? Vițelul de aur și poporul în idolatrie, închinându-se în fața vițelului de aur. Și atunci, de piciorul muntelui, Moise sfărâmă cele 2 pietre scrise însuși de mâna lui Dumnezeu. Atât de valoroase pietre, atât de valoroase scrisuri, atât de valoroase legi, scrise cu însuși mâna lui Dumnezeu, Moise le sfărâmă de piciorul muntelui. Și Dumnezeu îi dă lui Moise șansa a doua și zice, urcă din nou. Episodul e mult mai mult, știți dumneavoastră ce s-a întâmplat. Și Dumnezeu zice, urcă din nou, am să scriu din nou, am să-ți dau alte 2 pietre scrise de mâna mea. Aleluia! 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 Dumnezeu îți dă, Moise, încă o șansă. Ai crezut că ești mare lider? Ai crezut că te cheamă Domnul la eliberarea poporului? Ai omorât un egiptean și nu l-ai putut îngropa în nisip, că l-au găsit picioarele, degetele, i-o fi rămas pe afară. Dar Dumnezeu i-a dat lui Moise șansa a doua.
Și când a îngropat Dumnezeu egiptenii, i-a îngropat cu cal și cu călăreți și i-a îngropat în Marea Roșie. Și Moise a primit șansa a doua și șansa a noua și șansa a 22-a și a nu știu câtea. L-a dus pe munte și i-a zis: vezi, nu m-ai onorat, nu m-ai cinstit în fața poporului. Ți-am spus și ție și lui Aaron, vorbește stâncii și n-ai vorbit stâncii, ai lovit stânca. De ce ai lovit stânca? Nici tu, nici Aaron nu intrați în Canaan, nu intrați în țara promisă. Dar spune Marcu 9 că la muntele arătării și schimbării la față, Iisus Hristos s-a întâlnit cu Moise, s-a întâlnit cu Ilie, pentru că Dumnezeu i-a dat lui Moise șansa a doua. I-a dat lui Moise șansa a doua, pentru că ești în viață astăzi și aici, este că Dumnezeu ți-a dat șansa a doua. Este că Dumnezeu poate ți-a dat a noua, a 22-a, nu știu a câtea, dar faptul că ești în viață și ești aici, e faptul că Dumnezeu ți-a dat această șansă. Ca lider facem niște greșeli uriașe. Ne mâniem, ne tulburăm, avem ieșiri, spargem cei mai sfânt, ne supărăm și Dumnezeu zice: da, înțeleg și eu sunt supărat, dar urcă din nou pe munte, că vreau să scriu alte perechi de legi, alte perechi de pietre și le mai scriu o dată. Vino din nou, Moise, urcă-te. Pentru tineri e același cuvânt. Dumnezeu are un tânăr la Shilo, stă acolo cum îl lăsase mama lui, Ana, și stă acolo și într-o noapte Dumnezeu îl cheamă: Samuel. Samuel nu înțelege. Se duce la Eli: m-ai chemat? Nu te-am chemat. Du-te și te culcă, mă băiete. Ce ai? Du-te și dormi. Mai stă puțin, Dumnezeu vorbește din nou. Șansa a doua: Samuel. Sare din pat, fuge la Eli: de ce m-ai chemat? Ce este? Eli zice: mă băiete, ți-am spus că nu te-am chemat. Treci la culcare, ce-i cu tine? Du-te și te culcă. Șansa a doua: Dumnezeu dă șansa a treia. Da? Pentru că zici: măi, e un tânăr necopt, e un tânăr fără experiență, Dumnezeu îl cheamă, el n-aude, el nu înțelege, el nu pricepe, el nu știe, n-are experiență și Dumnezeu continuă să-l cheme. Samuel! Șansa a treia și abia atunci el îi zice: du-te, mă băiete, și te culcă, dar dacă te mai cheamă odată, să zici așa: vorbește, Doamne, că-și robul Tău ascultă. Haleluia! 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 Și noi zicem, în America avem o vorbă, the law of three stripes. The law of three stripes, adică Dumnezeu a chemat de trei ori, gata, s-a terminat, nu mai e nicio șansă. Dumnezeu pentru tine, tânărule, are șansa a patra. Și strigă încă o dată: Samuel! Ești la cortul întâlnirii în seara aceasta pentru că Dumnezeu te cheamă, pentru că Dumnezeu te strigă, pentru că Dumnezeu îți mai dă o șansă. Nu vezi tu că îndelunga răbdarea lui Dumnezeu ce face? Că îndelunga bunătatea lui Dumnezeu ce face? Te îndeamnă la Romani 2:4, te îndeamnă la pocăință. Dumnezeu nu întârzie cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare și în această îndelungă răbdare te așteaptă. Așteaptă slobozia bradului, așteaptă cornetul, așteaptă țăndărei, așteaptă comunele din jur, așteaptă Dumnezeu ca aceste cetăți să vină la Domnul, să se întoarcă la Domnul. Ce zice Domnul acelui profet din Vechiul Testament? Zice: du-te la Ninive. Și el, bietul, în loc să meargă la Ninive și ia bilet, se duce la Tars și încă mai doarme pe fundul corăbiei. Și Dumnezeu are un submarin pe fundul apei, gata, pregătit pentru el. Pentru că Dumnezeu, Dumnezeul lui Iona, este Dumnezeul șansei a doua. Dumnezeu îți mai dă o șansă. Și atunci îl ia submarinul, știți dumneavoastră la ce mă refer, și îl duce și îl aruncă exact acolo pe mare la Ninive. El se duce
și predică, până la urmă se lasă înduplecat și predică o zi. El, ca să treacă toată cetatea, trebuia 3 zile, dar o zi predică și doar anunță așa, în supărarea lui, în mânia lui, în apucătura lui, anunță, zice, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Dar oare de ce a zis Dumnezeu 40 de zile? Oare de ce a zis Dumnezeu 40 de zile? Știți de ce? Pentru că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Pentru că îndelunga răbdare a lui Dumnezeu are și pentru Ninive. Nu era nicio promisiune, nicio chemare la pocăință, nicio a doua șansă, doar atât. 40 de zile. Și în alea 40 de zile era ascunsă bunătatea lui Dumnezeu. Și Ninive, cetatea de 120.000, în alea 40 de zile a găsit calea pocăinței, a găsit calea întoarcerii, a găsit calea la Dumnezeu, a găsit întoarcerea, a găsit pocăința. Înțelegeți? Îndelunga răbdare, nu înțelegem. Vorbeam cu prietenul meu, cu familia Rician, care sunt prietenii noștri, prietenii noștri de mulți, mulți ani, ca familie pentru noi și care ne-au adus aici și anul trecut și anul acesta, Ghiță și cu Dana, le mulțumim din suflet. Vorbeam cu Ghiță, cum să explicăm bunătatea lui Dumnezeu? Nu se poate, nu există cuvinte, nu sunt cuvinte, nu se poate explica. Nu există, n-ai cum, n-ai cuvinte, n-ai cum principe. Cum lucrează această bunătate a lui Dumnezeu? Că păcătuiești ca un nemernic și nu te trăznești atunci pe loc. Și Dumnezeu are răbdare și Dumnezeu îți mai dă șanse. Dacă ești Moise și ești căpetenie, dacă ești Samuel și ești tânăr necopt și fără experiență, dacă ești cetate, oricine ai fi, Dumnezeu are milă și îndelunga răbdare și îndelunga bunătate și îndelunga mila lui Dumnezeu ne îndeamnă la pocăință și ne așteaptă la pocăință. Aleluia! Înțelegeți dumneavoastră? Dacă s-ar putea înțelege. Și încă un exemplu și mă apropiu de încheiere. Îi spune lui Petru, Domnul Iisus, suntem undeva prin Marcu, capitolul 14, îi zice... Noaptea asta toți veți găsi în mine o pricină de potignire. Și Petru zice, eu niciodată. Zice, tu, Petre, tu vrei să spun? Vrei să știi? Uite cam cum stă treaba cu tine. Zice, tu noaptea asta te vei lepăda de mine înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori înainte să cânte cocoșul de 2 ori. Și m-am gândit, de ce cântă cocoșul de 2 ori? Că poate te trezești la prima cântare a cocoșului și te pocăiești și te întorci și îți revii și cântă a 2 oară, ca poate să-ți revii. Nu știu câți cocoși are Dumnezeu în viața ta. Nu știu câte semnale de alarmă are Dumnezeu în viața ta. Nu știu de câte ori Dumnezeu a insistat să-ți iasă înainte să zică oprire și pocăință. Întoarce-te, întoarce-te, întoarce-te. Nu știu cât, știu doar atât că Ieremia a fost trimis în casa olarului și a zis, du-te acolo și am să-ți vorbesc. Nu s-a deschis cerul, n-au tunat și n-au fulgerat cuvintele lui Dumnezeu. Deci am mers acolo, a fost un bordei, o fi fost vreo peșteră, nu știu ce o fi fost, atelierul ăla de olărit din Ieremia 18, zice, când am intrat acolo, zice, acolo am să te fac să auzi cuvintele mele. Și când intră acolo, zice, prima observație, olarul lucra pe roată. Știți ce înseamnă asta? Știți ce înseamnă? 12 august 2023, roata încă se învârte. Roata vieții tale încă se învârte, nu s-a oprit. Cineva o pune în mișcare. Câteodată are o viteză centrifugă extraordinară. Nu înțelegi nimic. Altădată crezi că nu se mai mișcă. Dar cineva mișcă roata aceea, roata vieții. Cineva lucrează pe roată și roata se mișcă. Dacă ești în viață, dacă ești aici, dacă ești prezent, e faptul că Dumnezeu mișcă încă roata vieții tale și te așteaptă la pocăință. Haleluia!
Aleluia! A doua observație. Încerca să facă un vas și vasul n-a izbutit. Cum? Și aici este. Cum? Cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului, adică lutul meu, lutul tău, lutul nostru este o imperfecțiune totală. Este corupție totală. Din lutul ăsta nu iese nimic. Pavel strigă în Roman 7, nenorocitul de mine, cine mă va scăpa de acest trup de moarte? Nimic bun nu este în mine, nimic bun nu iese din mine. Am vrut, l-am iubit pe Dumnezeu, am dorit, am avut un început frumos. Dar acum nimic bun nu s-a ales, s-a făcut praf și țăndăr tot. Și zice Ieremia, așa e, pentru că așa se întâmplă cu lutul, așa e lutul. E o materie coruptă, e o materie slabă, e o materie foarte expusă la păcat. Dar zice a treia observație, olarul n-a renunțat, n-a aruncat lutul deoparte, să zică nu mai iese nimic bun din el, la gunoi cu el, aruncă-l, aruncă-l că n-are nicio valoare. Zice olarul nu s-a lăsat până a făcut un vas cum i-a plăcut lui să-l facă. Aleluia! 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 Moise sau Samuel, sau Ninive, sau cine ești, sau Petru, sau care ești, dacă mai ești în viață, ești pentru că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință. Aleluia! Aleluia!